salutare și bine v-am găsit la o nouă lecție. Vom discuta despre inversa unei matrice. Haideți să vedem care sunt etapele de rezolvare pentru a obține inversa unei matrice. Avem matricea A. Primul pas este să calculăm determinant de A. Și vom scrie minus 1, 2, 1, 3, 0, 2, 4, minus 1, 2. Vom putea calcula determinant de A prin două metode, regula triunghiului sau regula lui Sarus. Haideți să aplicăm regula lui Sarus pentru a vedea mai ușor cum calculăm. Și vom înmulți elementele de pe diagonala principală prima dată și vom obține minus 1 ori 0 ori 2. Apoi urmează elementele de sub diagonala principală. Plus 3 ori minus 1 ori 1 plus 4 ori 2 ori 2. Iar acum trecem la diagonala secundară și vom avea 1 ori 0 ori 4 cu semnul minus minus, pentru că suntem pe diagonala secundară. Minus 1 ori 0 ori 4 minus 2 ori minus 1 ori minus 1. Minus 2 ori 2 ori 3. Haideți să facem calculele. Minus 1 ori 0 ori 2 am obținut 0. Urmează minus 3, plus 16, minus 0. Minus 1, minus 1 ne va da plus 1, dar pentru că avem minus în față, vom avea minus 2, minus 12. Minus 3 plus 16 ne va da 13, minus 2 minus 12 ne va da minus 14. Deci am obținut că determinant de A este egal cu minus 1. Deci vom scrie determinant de A este egal cu minus 1, asta înseamnă că e diferit de 0 și rezultă că A este inversabilă. pentru că am obținut determinantul lui A diferit de 0. Deci, ca regulă, la primul pas, noi trebuie să obținem determinant de A diferit de 0. Pentru că matricea A să fie inversabilă. Dacă am fi obținut determinant de A egal cu 0, atunci nu puteam calcula inversa matricei A sau inversa oricărei alte matrici. Haideți să vedem pasul 2. Scriem matricea transpusă. Asta înseamnă că vom inversa liniile cu coloanele. Haideți să mai scriem încă o dată matricea A. Minus 1, 2, 1, 3, 0, 2, 4, minus 1, 2. Să ne reamintim ce înseamnă matrice transpusă. Înseamnă că, înseamnă că inversăm liniile cu coloanele sau coloanele cu liniile. Haideți să mergem la prima coloană și vom avea minus 1, 3, 4 și atunci vom scrie pe linie minus 1, 3, 4. Apoi avem următoarea coloană, 2, 0, minus 1, o vom scrie pe linie 2, 0, minus 1 iar apoi ultima coloană 1 2 2 o vom scrie tot pe linie. Și am obținut matricea transpusă minus -1 3 4 2 0 minus -1 1 2 2. Haideți să mergem la pasul 3, determinăm matricea adjunctă. Haideți să scriem la matricea transpusă cum o obținem inversăm liniile cu coloanele sau invers. Iar acum, la pasul 3, trebuie să determinăm matricea adjunctă, adică A steluță. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Îl vom mai scrie încă o dată pe A transpus, pentru că în A transpus vom calcula elementele matricei A steluță și vom avea minus 1, 3, 4, 2, 0, minus 1, 1, 2, 2. Deci am ajuns la pasul 3. Determinăm matricea adjunctă a steluță. Iar acum vom începe prin a-l calcula pe delta de 1 și 1. Acesta este complementul algebric al elementului A de 1 și 1 și vom scrie în felul următor. Minus 1 la puterea 1 plus 1 ori determinant. Acum vom, vom face minorul elementului A de 1 și 1 care se obține din matricea transpusă în cazul nostru suprimând linia I și coloana J. Asta ce înseamnă? Înseamnă că suntem la elementul A de 1 și 1. Deci primul element de pe prima linie și prima coloană. Asta înseamnă că vom tăia în cele două direcții, pe minus 1, și vom obține determinantul de 2 pe 2, format din 0, minus 1, 2 și 2. Minus 1 la puterea a doua este putere pozitivă, deci va fi plus 1, nu îl vom mai scrie, iar determinantul de 2 pe 2 îl vom, îl vom calcula produsul de pe diagonala principală minus produsul de pe diagonala secundară. Și am obținut 2 plus 0 plus 2, am obținut 0 plus 2, care este egal cu 2. Acum vom merge la următorul element, elementul 1-2. Deci, complementul elementului 1-2 va fi. Întotdeauna vom scrie așa, minus 1 la puterea 1 plus 2 de data aceasta. Da? Haideți să vedem, să-l scriem colorat ca să vă dați seama. Deci, este elementul 1-2, deci vom scrie 1 plus 2. Da? Iar la primul a fost elementul 1-1. Și am scris la puterea 1 plus 1. Ori, iar acum va trebui să tăiem de la al doilea element. Acum suntem la al doilea element, adică la 3. Și vom tăia linia lui 3 și coloana lui 3. Și vom scrie ce va rămâne: 2 minus 1, 1 și 2. Acum am obținut minorul elementului A de 1 și 2. Și vom calcula. Și vom avea minus 1 la puterea 3 a treia, este putere, impară, și va rămâne semnul minus. Deci acesta a fost cu semnul plus, acesta este cu semnul minus. Vom pune un minus și paranteză și vom calcula normal determinantul de ordinul 2. Adică 2 ori 2, minus, minus 1 ori 1 și vom obține minus 2 plus 2 ori 2 este 4 plus 1 și am obținut minus 5, următorul element al matricei asteluță. Acum vom merge la următorul element de, de 1, 3 și asta înseamnă Minus 1 la puterea 1 plus 3. Deci mergem la primul element, la al treilea element de pe prima linie, adică aici, la 4. Și vom tăia linia lui 4 și coloana lui 4. Și am obținut următorul determinant de 2 pe 2. 2, 0, 1, 2. Minus 1 la puterea 1 plus 3 este cu plus, nu îl vom mai scrie. Și vom obține 4, adică 2 ori 2 minus 0 ori 1. Și asta înseamnă 4 minus 0, am obținut 4, următorul element. Acum mergem la linia 2, primul element și vom scrie minus 1 la puterea 2 plus 1. Haideți să vedem ce obținem dacă tăiem. Deci suntem la elementul acesta. Îi tăiem linia și coloana. Și obținem 3, 4, 2, 2. Minus 1 la puterea 2 plus 1 este cu minus, deci vom avea minus paranteză. 3 ori 2, minus 4, ori 2. Adică minus, 6, minus 8. Vom avea minus minus 2, adică 2. Acum mergem la elementul 2, 2 și vom avea minus 1 la puterea 2 plus 2. Este cu plus. Haideți să vedem determinantul care ni se formează. Deci suntem aici, la elementul 2, 2. Deci vom tăia linia pe care se află 0 și coloana. Și am obținut minus 1, 4, 1 și 2. Deci este cu semnul plus, îl ignorăm și vom scrie minus 1 ori 2 plus minus 4 ori 1. Și vom obține minus 2 minus 4, adică minus 6. Acum mergem la elementul 2-3. Asta înseamnă minus 1 la puterea 2 plus 3. Observăm că ne va da 5, deci o să avem cu semnul minus. Deci acum suntem la 1, al treilea element de pe linia 2. Și vom, îi vom tăia linia și coloana. Și ne va rămâne minus 1, 3, 1 și 2. Deci avem semnul minus, atunci îi punem paranteză și calculăm minus 1 ori 2, minus 3 ori 1. Asta înseamnă minus, în paranteză va fi minus 2 minus 3, minus minus 5, deci vom obține 5. Acum mergem la treia linie, primul element și vom scrie minus 1 la puterea 3 plus 1. Deci este pozitiv de data aceasta. și vom tăia primul element de pe linia 3 -a. Pe linia și pe coloană și ne rămâne 3, 4, 0, 1. Și îl vom calcula. Aici era minus 1. Haideți să vedem. Am mai avut vreo greșeală. Minus 1, 4, 1, 2. Bun. Deci vom avea minus. Deci 3, 4, 0, minus 1. Iar atunci vom obține 3 ori minus 1, minus 4 ori 0. Deci vom avea minus 3. Acum mergem la elementul 3, 2. Asta înseamnă minus 1 la puterea 3 plus 2. Deci este puterea 5, din nou vom avea semnul minus. Haideți să vedem ce obținem dacă vom tăia elementul din mijloc de la linia 3. -a. Deci suntem aici, vom tăia linie și coloană și ne va rămâne minus 1, 4, 2, minus 1. Avem minus, deci vom pune paranteză. Minus 1, minus 1 va fi 1, minus 4 ori 2 ne va da 8. Minus, minus 7, am obținut 7. Iar acum, ultimul element va fi minus 1 la puterea 3 plus 3, deci va fi cu plus. Haideți să vedem ce determinant obținem. Deci suntem la ultimul element, vom tăia linia și coloana și am obținut minus 1, 3, 2, 0. Și îl vom calcula minus 1 ori 0 este 0, minus 2 ori 3, minus 6. Deci am obținut minus 6. Deci să mai vedem încă o dată. Deci am obținut 2, minus 5, 4. Acestea sunt elementele lui A, steluță. Apoi am obținut 2, minus 6, 5, minus 3, 7 și 6. Iar acum vom calcula pe A la minus 1. Haideți să-l scriem prima dată pe A luță. Cât am obținut. Deci toate elementele obținute le vom scrie în ordine. Și avem 2 minus 5, 4. 2 minus 6, 5. Minus 3, 7 și minus 6. Acestea sunt elementele lui A stăluță. Haideți să matricea adjunctă. Haideți să-l calculăm acum pe A la minus 1. A la minus 1 avem formula mai sus, 1 supra determinant de A, adică 1 supra minus 1 am obținut determinant de A, ori matricea adjunctă, 2 minus 5, 4, 2 minus 6, 5, minus 3, 7 minus 6. 1 supra minus 1 ne va da minus 1, deci vom omulți pe minus 1 cu fiecare element din paranteză. Și am obținut minus 2, 5, minus 4, minus 2, 6, minus 5, 3, minus 7 și 6. Aceasta este inversa matricei A și am, am parcurs toate etapele. Deci prima etapă am calculat determinantul lui A. A doua etapă am scris matricea transpusă, am inversat liniile cu coloanele. Pasul 2, 3, determinăm matricea adjunctă a Iar la pasul 4 am calculat după formulă a la minus 1. Haideți să vedem acum la o matrice de 2 pe 2. Aceasta a fost o matrice de 3 pe 3, un pic mai mult de calculat. Matricea de 2 pe 2 este un pic mai ușoară. Haideți să începem cu pasul 1. Calculăm determinant de A. Și vom avea minus 2, 5, 4 și 3. Și vom face produsul elementelor de pe diagonala principală minus produsul elementelor de pe secundară. Minus 2 ori 3, minus 4 ori 5. Și vom avea minus 6, minus 20, adică minus 26. Deci am obținut că determinant de a este egal cu minus 26. Rezultă că determinant de A este diferit de 0, condiția esențială, iar de aici rezultă că A este inversabilă. Trecem la pasul al doilea. A transpus. Deci, acesta a fost primul pas. Urmează următorul. A transpus. Inversăm liniile cu coloanele. Ne uităm la coloana, prima coloană, minus 2, 4, o vom scrie pe linie. Minus 2, 4 și 5, 3 o vom scrie pe linie. L-am obținut pe a transpus. Minus 2, 4, 5, 3. Iar acum, în pasul următor, va trebui să-l calculăm, să calculăm matricea adjunctă, adică asteruța. Haideți să vedem. La fel. Calculăm delta 1-1. Elementul, complementul primului element. Și vom avea minus 1 la puterea 1 plus 1. Ori. Iar fiind matrice de 2 pe 2, suntem situați pe primul element, iem linia și coloana. Linia și coloana. Și ne va mai rămâne doar 3. Deci nu vom mai avea determinant de ordinul 2 ca mai sus. Minus 1 la puterea a doua este cu semnul plus, deci am obținut 3. Mergem la următorul element. Și vom scrie minus 1 la puterea 1 plus 2. Deci acum suntem la al doilea element de pe prima linie, adică la 4. Și tăiem linia lui și coloana lui 4 și obținem 5. Acum, minus 1 la puterea 1 plus 2 va fi minus 1 la puterea 3, -a, deci vom avea minus 5. Acum mergem pe linia 2, -a, primul element. Deci suntem la 5, îi tăiem linia și coloana. Și am obținut minus 1 la puterea 2 plus 1 ori 4. Asta înseamnă la fel semnul minus, deci minus 4. Și mergem la ultimul element. Vom avea minus 1 la puterea 2 plus 2, ori. Deci suntem la 3, îi linia și coloana lui 3 și ne rămâne minus 2. Minus 1 la puterea la putere 4 este putere pară, deci ne va rămâne minus 2. Iar acum vom scrie elementele lui a stăluță, adjuncta matricei a. Acestea sunt 3, minus 5, minus 4 și minus 2. Iar următorul pas, vom calcula A la minus 1. Îi scriem formula 1 supra determinant de A ori matricea adjunctă. Deci A la minus 1 va fi 1 supra, determinant de A este minus 26, ori matricea obținută mai sus. 3, minus 5, minus 4 și minus 2. Vom înmulți minus 1 pe 26 cu fiecare termen și obținem minus 3 pe 26, la 5 vom avea minus cu minus, deci va fi plus, 5 supra 26, 4 supra 26 și 2 supra 26.